dialogul dintre aceste două domenii aparent atât de diferite. Empatia fiind unul din rezultatele pe care noi îl urmărim să le obținem prin diferite activități sau chiar lucrări de artă. Tot empatia a fost cuvântul care m-a legat și de proiectul Nicoletei Bunduc, care își lansează în seara aceasta la București și proiectul Semi-Think și primul rezultat al acestui proiect, concretizat într-o carte, 10 povești, cu care cred că deja sunteți familiarizați că apăreți o parte de persoane în această carte. Îmi face foarte mare plăcere să găzduiesc acest eveniment. O cunosc pe Nicoleta de foarte mulți ani, de când eram amândouă jurnaliste. Ea și-a continuat parcursul în domeniul acesta și a făcut asta cu brio. Și m-am bucurat citindu-i cartea să constat că și-a păstrat sensibilitatea și exact acest mod empatic de a se apropia de persoanele cu care vorbește, astfel încât să poată trece în postura cealaltă și să poată să transmită o emoție și către ceilalți oameni. Alături de noi, în aceasta, sunt câțiva invitați și câteva persoane protagoniste ale acestei cărți, pe care am să rog pe Nicoleta să le introducă. Și vă mulțumim că ați venit. Am să rog pe Nicoleta să ne prezinte un pic cartea și mai ales invitații, în instanță. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Cristina! Mă bucur să fiu aici. Mă bucur mult să văd cartea. Are proiecte foarte, foarte frumoase și că peste ani s-a potrivit atât de bine ca tu să ai un spațiu între artă și medicină și eu să am o carte care cumva ne cheamă la o sănătate emoțională prin povești. Da, îi avem alături de noi pe cei care, o parte dintre cei care au acceptat să facă parte din proiect. Este vorba despre Bianca Brad, Liviana Tane, Cosmina Grigore, Alex Luchici. Alex este venit de la Iași, fetele sunt din București. Și mă bucur tare mult că suntem din nou împreună. Noi am mai fost împreună și la lansarea de la Iași, care a avut loc pe 5 octombrie. Și ne-am emoționat foarte tare, așa că am decis să venim și la București să ne bucurăm alături de dumneavoastră. Să spun acum câteva lucruri despre proiect și carte înainte să le dau lor cuvântul. Cartea 10 povești însumează 10 povești de viață foarte frumoase, cu multă încărcătură emoțională, cu un parcurs pe alocuri dureros, pe alocuri intens, dar în orice caz inspirațional. Toate persoanele pe care le-am ales și m-au ales pentru acest proiect sunt persoane care nu s-au oprit la experiența lor de viață, sunt persoane care au ales să ofere mai departe din trăirile lor și din parcursul lor celor care trec prin situații similare, fie povestind experiențele, fie mergând mai departe cu organizații sau fundații și tot felul de proiecte. Eu cred că este foarte important să învățăm să relaționăm autentic. Trăim într-un mediu online în care ne expunem parțial viața și parțial autentic ceea ce trăim și sigur, atunci când vine vorba de bucurie, ne vine instinctiv, toată lumea știe când primim un dar, când suntem împreună cu o persoană dragă, ne bucurăm, nu e nevoie să ne învețe cineva ce să simțim și cum să facem. Dar când vine vorba de o situație dificilă în viața noastră, e bine, atunci de multe ori ne putem simți puțin pierduți și să ne întrebăm ce am de făcut mai departe, la cine apelez, ce citesc, unde mă duc și mai ales de ce mai are sens mai departe. Pentru că în momente foarte grele s-ar putea să nu mai vedem nici asta. Și m-am bucurat foarte, foarte mult că acești oameni practic și-au deschis sufletul, s-au lăsat filmați, fotografiați, povestiți, s-au venit alături de noi. Nu este ușor, poți să te expui la orice, dar a fost extraordinar rezultatul, atât acesta care a apărut și pe care îl veți răsfoi, probabil, după lansare, cât și ceea ce s-a creat între noi. În urma evenimentului de lansare de la Iași, am simțit așa că s-au unit și ei între ei, s-a format un grup, a fost ceva neașteptat și emoționant pentru mine, fiindcă eu i-am cunoscut pe fiecare în parte și știam așa frumos și le știam părți din viață, dar
ei între ei nu s-au cunoscut și așteptarea mea cumva era că vor relaționa cu publicul mai mult. Nu mă așteptam ca ei între ei să rezoneze atât de mult și să se împrietenească. Ceea ce m-a bucurat enorm și când am venit spre București și am văzut fotografii cu ei și cum se așteptau unii pe alții, bucuria mea a crescut. Am să mai rezerv detalii pentru întrebările de la final și am să mă opresc eu aici cu introducerea și am să rog invitații să preia cuvântul și să spună fiecare câte ceva despre experiența avută în cadrul acestui proiect, care de altfel este un proiect de voluntariat care militează pentru echilibru emoțional și un centru de suport în timp, dacă lucrurile se desfășoară conform dorințelor mele și ale noastre. Și pentru că la Iași am avut cerința ca ei să vorbească în ordinea poveștilor, am să mă uit aici și în ordinea poveștilor este Liliana Tare, pe care am să o invit alături de mine și am să rog să ne povestească. Că mine m-a ajutat bun Dumnezeu să mă cheme Tane și să fiu mereu ultima la catalog, așa nu stăteam așa de liniștită, care era perfect. Exact. Mă bucura. Știi cum e, nu? Se învârte la tot. E complicat. Nu știu ce să vă zic. Am venit doar să vă văd. Am fost foarte emoționată la ea și cred că a fost destul. Zine de ce ai participat? Să zic de ce am participat. A fost o surpriză pentru mine. Mi-a scris Nicoleta, pe care o cunoșteam de două zile. Exact. Nu ne știam de două zile. Nu ne știam de ceva. Mi-a scris și m-a întrebat dacă vreau să fac parte dintr-un proiect care suna așa, mai mult decât pot să cuprins cu mintea. M-am gândit că, da, încă o visătoare, dar de ce nu? Sigur, de visătoare e mereu nevoie. Așa că să-i suflăm în aripi Nicoletei să facă ceva bun. După care ceva ăsta a luat o amploare pe care eu n-am anticipat-o și m-a sunat din nou și mi-a zis și povestea aia ta, da, vrei să intri într-o carte? Ok, să intru într-o carte. După care m-a sunat din nou și mi-a zis, știi cartea aia? Vrei să vii la lansare? Sigur, de ce nu? La Iași. Și apoi m-a sunat din nou și m-a întrebat dacă vreau să vin la lansare la București. După ce am cunoscut pe oamenii ăștia și am avut reacția pe care... Eu acum trăiesc din storytelling. Îi învăț pe oameni să scrie povești și de fiecare dată oamenii vin la curs și zic ce mi-a zis Bianca acum 5 minute. Ce poveste am eu? Ce știu eu să scriu? Am eu ceva de spus? Și am avut fix aceeași reacție și am zis ce poveste simt eu față de oamenii ăștia care au trecut prin niște situații pe care nu pot să le încap cu mintea. După care mi-am zis ce le zic eu oamenilor că vin la curs, dar toți avem o poveste. Și pentru fiecare dintre noi cred că e important să spunem povestea asta și să le lăsăm și celorlalți senzația că nu sunt singuri când ajung într-un punct critic. La mine n-a fost chiar așa dramatic, sau nu știu, poate că mi se mai pare acum. O să spun așa pe repede înainte, că n-am aroganța să cred că știți despre ce e vorba. Sunt un om care a lucrat în televiziune mulți ani și care s-a nimerit să nască un copil într-un moment nepotrivit, adică în plină criză economică, în condițiile în care eram unicul susținător al familiei la momentul respectiv. Evident că odată cu copilul și odată cu criza economică s-au dus și toate resursele familiei la momentul respectiv, motiv pentru care lucrurile au luat o turnură pe care nu anticipasem. M-am despărțit de partenerul meu, mi-am pierdut casa, am fost executată silit, m-am trezit cu copilul în stradă, a trebuit să ne ridicăm amândoi de jos și să mergem mai departe, am făcut-o, suntem bine. N-am știut nimeni despre asta pentru că ne era foarte greu să... Cum pot eu să o privesc pe mama, nu? Și să-i spun, știi, trăim practic pentru lapte, praf și niște Pampers, dar o să ne fie bine. Mama a aflat mulți ani mai târziu și toți apropiații mei au aflat mulți ani mai târziu. Au aflat și de cele două episoade de depresive prin care am trecut. Doar că a trecut, da. Și când mama m-a sunat și mi-a zis, ești bine, am putut să-i spun cu toată sinceritatea că sunt bine și că lucrurile sunt ok și că ce m-a făcut să merg mai departe a fost copilul meu, care astăzi are 9 ani și care probabil că a fost cel mai bun lucru care putea să mi se întâmple în contextul ăsta. Și am privit pe lângă mine și am văzut mulți oameni la fel ca mine, mulți oameni care nu vorbesc despre lucrurile prin care trec, mulți oameni care nu cer ajutor, mă scuzați, pentru că se simt umiliți, se simt înfrânți, se simt
judecați, se simt priviți de sus, se simt priviți cu milă sau simți că, ok, cer ajutor, dar ce ar putea să facă cineva pentru tine mai mult decât poți să faci tu? Și până la urmă îmi dau seama că episoadele astea ne ridică și ne fac mai puternici decât suntem și dacă cineva vorbește despre lucrurile astea, ele o să intre într-o stare de normalitate care o să le permită celorlalți sau să încurajeze să vorbească despre ele deschis și să ne dăm seama că nici măcar, așa că nu suntem singuri în momentele de bucurie, nu suntem singuri nici în momentele de tristețe, de cădere, de habar n-am, conjuncturi nefericite să le zicem, dar din care putem să ne ridicăm și să ne fie mai bine. Nu știu ce să mai zic altceva. Mi-e foarte greu nu să vorbesc despre asta, pentru că sunt lucruri prin care am trecut și pe care le-am depășit cu ușurință. Mi-e foarte greu să suport atâta emoție câte se adună în conjuncturi de genul ăsta. Mi-e foarte greu să fac față, nu știu, energie pe care o simt venind dinspre ceilalți spre mine în momente de genul ăsta și cred că cel mai important lucru în contextul ăsta e că suntem aici și că Nicoleta reușește să ducă povestea asta foarte departe și o face cu o eleganță și cu o bucurie și cu o frumusețe pe care puțin ar fi în stare să o facă și mulțumesc foarte tare că m-a făcut parte din povestea asta. Eu îți mulțumesc, Liv. Mulțumesc tare mult. O să mergi. Trecem noi, e un lucru care trebuie ascuns, pe care nu trece toată lumea și dacă ne creștim vorbim despre asta, ne creăm nu știu ce fel de imagine sau că ceilalți nu să ne înțeleagă. E bine, surpriza mea a fost odată cu acest proiect să aflu atât poveștile protagoniștilor, cum spunea Cristina, cât și să-mi dau seama că viața, așa cum spunea profesoara dragă din facultate, e ca o cutie de bomboane. O deschizi și nu știi ce e înăuntru. Și oamenii sunt uneori ca o cutie de bomboane. Te uiți la ei și nu știi ce au înăuntru. Și pot să aibă o platoșă de apărare, pot părea arogan și de fapt să fie foarte sufletiși sau pot să fie foarte sufletiși, dar zăpăciți. Și, adică e foarte, foarte frumos să cunoști un om și nu prea ai cum să-l cunoști dacă ne intersectăm doar trecând strada, dându-ne bună dimineața, ziua și cam atât. Și de ce am și vrut să merg mai departe cu povestea asta? Pentru că eu am scris câteva povești, le-am pus pe site, însă nu toată lumea a reușit să țină pasul cu ele și să le citească rând pe rând. Și pentru că am vrut să ofer ocazia aceasta pe care am trăit-o eu, fiind față în față cu oamenii și celor din public. E un privilegiu. Și să poți să discuți față în față cu un om mai mult decât să-i citești povestea și n-am vrut să păstrez doar pentru mine. Așa că mulțumesc, Liviana, și că ai venit să fii cu noi și am să trec mai departe și am să spun așa că următoarea poveste este a lui Alexandru Luchici, pe care am să rog pe Alina să facem în așa fel încât să-l și vedeți. Și am să mut acest scaun aici. Alex a fost una printre primii oameni care au participat în proiect și mă bucur tare, tare mult că a putut să fie în seara asta alături de noi, a bătut cale lungă de la Iași. Alex a fost un exemplu de bucurie atunci când l-am cunoscut, o bucurie de care uitasem. Nu vă gândiți că am scris proiectul acesta doar pentru oameni, nu, m-a ajutat și pe mine, haideți să fim serioși, am învățat foarte multe de la oamenii pe care i-am cunoscut și după întâlnirea cu Alex, nu doar că am câștigat o lecție de viață, am câștigat un prieten așa în suflet. Și am să-l rog și pe Alex să spună de ce a dorit el să participe în acest proiect și de ce a venit astăzi lângă noi. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru faptul că m-ai inclus în proiect. Îmi pare foarte bine că am ajuns să ne cunoaștem noi, între noi, cei din protagoniștii poveștilor, dar și să
ajungem în fața oamenilor, îți cam pierzi cuvintele când ai atâtea priviri țintuite asupra ta. Azi mi-am scris în telefon povestea și când am ieșit acum m-am dat seama că s-a șters totul din mintea mea. Da, și sincer, am participat la proiect, la invitația ta, pentru că mi s-a părut în primul rând un proiect nobil, adică din partea ta, să dedici timp pentru a crea un centru emoțional de consiliere sau emoțională, pentru că eu trecând prin povestea mea am întâlnit foarte mulți oameni dezorientați, oameni care ar fi avut nevoie de o vorbă bună pentru a putea depăși pasul respectiv și în momentul în care sau au nevoie de exemple de oameni care au trecut de greutăți mult mai mari ca să realizezi că în realitate problema ta e totuși un pic mai mică. Eu nu am mobilitate de la umeri în jos, în urma unui accident în 2006 în Delta Dunării, la Sfântul Gheorghe, eram la festivalul de film, aveam 21 de ani. Eu am crescut în Delta, sunt tulcean. Eram foarte implicat în acțiuni de biologie. De mic am fost într-un club de biologie. Am început să organizăm tabere de educație pentru copii. Veneau mulți în Delta. Era ceva foarte frumos. Eu eram un tip foarte activ. Mergeam cu cortul la mare, la munte. Și în momentul în care participam la multe evenimente în zonă, vă dați seama că în momentul în care am sărit din acea barcă, am plonjat în laguna aceea din Delta, noi inițial am verificat apa, dar am avut neșansa să mă lovesc de un banc de nisip. În momentul acela s-a produs o fractură cervicală care mi-a anulat instantaneu posibilitatea de a mișca de la umeri în jos. De acolo a urmat un scenariu de film adevărat, că am fost preluat cu o șalupă, ambulanță. Ulterior am fost adus până la Țărm, m-a luat o ambulanță terestră. De la Turcia am fost adus la București cu avionul, cu elicopterul. Și cam de acolo începe o altfel de poveste și povestea care mă leagă de Nicoleta, pentru că în momentul în care mi-am schimbat 180 de grade viața, am ajuns într-un alt univers, o altă dimensiune, nu știu ce să zic, că de la a fi activ, să mergi pe picioare, să poți face atât de multe lucruri și într-o secundă să nu mai ai capacitatea de a face lucrurile respective, te cam destabilizează un pic lucrul acesta. Dar probabil au contat, sincer, acum contează foarte mult oamenii care trec prin viața ta. La mine a contat foarte mult, am stat în terapie intensivă 3 luni de zile conectat la ventilator mecanic. Prietenii m-au ajutat foarte mult, veneau, cum să zic, constant la mine, câțiva dintre ei sunt și aici. Și m-au, efectiv, văzându-i pe ei că erau pietrificați când mă vedeau, erau îngroziți de ce se întâmplă, nu știu, eu simțeam nevoia să-i calmez eu pe ei cumva. Era oarecum de supărarea lor și încercam să intrăm în discuții, să le zâmbesc atât cât puteam, nu puteam să vorbesc, aveam un tub în gât aici, dar nu încercam să destind atmosfera, nu știu, poate, probabil ține și de natura fiecăruia. Eu am reușit să merg înainte căutând să depășesc fiecare moment greu, dar trebuie să recunosc că prezența lor a contat enorm, prezența familiei, prezența... Erau... După ce am ieșit din spital, au urmat vreo 2 ani în care am avut diverse complicații cu sistemul sanitar românesc. Nu vreau să intru în detalii, dar
m-au ținut în loc timp de 2 ani, timp în care am ajuns în urgență cumva colegii de la... am avut accidentul după primul an de facultate de la fiind la geografie și s-au avut o mobilizare extraordinară, că au făcut campanii, concerte, tot felul de acțiuni ca să strângă bani să mă poată ajuta, au spus și cadrele didactice din universitate că ei n-au mai văzut așa o solidarizare și o mobilizare pentru un coleg de-al lor și iarăși faptul că povești din acestea unesc oamenii, asta m-a făcut și să particip la proiectul tău, că au, nu știu, oameni, probleme mai mici să realizeze că, sau pentru fiecare, nu știu, să-ți rupi un deget, poate să fie drama vieții tale, dar când vezi că altă persoană trece prin ceva mult mai greu, te mobilizează și poți să te bucuri de următoarele zile și să-ți vezi de familie și să să poți să ai un parcurs frumos al vieții. Deci, strângând banii colegii mei în urma campaniilor, am putut să ajung în Germania și pot să zic că acolo de-abia am aflat și am realizat că poți merge înainte și în condiția aceasta. Poți să te bucuri de viață, poți să călătorești, poți să ai o prietenă, poți să faci o familie, poți să... Și când ți se spun lucrurile astea pe care nu ți s-au spus în România, parcă îți cresc un pic aripi așa și începi să ai încredere în tine. De asta spun, când cineva îți spune la momentul potrivit lucrurile precise care să te monteze, asta contează foarte mult. Și revenind din Tulcea, am revenit la Iași. Am căutat să mă înconjur de dispozitive adaptate și lucram. Fratele meu m-a găsit din America un dispozitiv cu care lucrez cu buzele. E un joystick cu care mișc mouse-ul pe monitor. Când trag aer, e click. Când suplu, e click dreapta. Mut obiectele și așa am început să scriu pe un blog din 2008. Și am început să-mi scriu experiențele mele, pe atunci netul abia era în dezvoltare, nu erau atâta surse de informare, nici eu nu prea aveam prea multe exemple de persoane ca mine, pe unde mergeam prin spitale, pe la recuperare, eu eram cirașa de pe tort, cel mai grav. Dar aveam capacitatea să, nu știu, să... Când îi vedeam pe unii care își mișcau mâinile și erau, nu știu, deprimați și... Zic, bă, băiatule, nu știi ce se întâmplă. Ridică-te. Adică dacă aveam două mâini... Da, acum și... Bine, nu îi abordam chiar așa, răspuneam. Exact. Din prima zi. Exact. Încercam să le explic frumos că totuși au mult mai mult decât își imaginează și să treacă peste supărări, că nu e cazul să intre în întuneric acum. Și după ce am revenit la Iași, profesorii au fost foarte amabili și au adaptat programul pentru mine. Am început să scriu proiectele pe laptop, scriam literă cu literă, cu o tastatură virtuală pe monitor. Așa am reușit să termin un master în facultate în geografie, un master în turism și încercând să merg înainte cu facultatea și să-mi văd totuși de o viață activă, de viață, să încerc să fiu, cum să spun, într-un fel, sunt cam același dinainte, sincer, numai că nu mișc de la unde în jos, un mic detaliu, dar în continuare ies, caut să urc în mașină, să merg, să călătoresc, simt că natura vindecă, sincer. Dacă vreodată sunteți supărați, deprimați, ieșiți în natură, primăvara, să vedeți florile, să ascultați păsările, să, nu știu. Natura se regenerează mereu și are puterea asta. Iar noi ar trebui și sunt convins că avem capacitatea să învățăm de la
de la natură, poate sună așa mai poetic, dar sincer, e terapeutică toată situația. Și ok, revenind de la, iarăși la proiectul Nicoletei, văzând că pot și vreau să merg înainte cu ideile mele, cu facultatea și cu masterul, am început să mă confrunt în noua mea situație de utilizator de scaun rulant cu situația, problema accesibilizărilor, problema percepției publicului, probleme, cu diverse probleme care sunt, bineînțeles, injuste și ai senzația că, adică eu cel puțin simt că vreau să mă implic și că vreau să fiu și eu la fel de naiv cum este și Nicoleta, să facem ceva în societatea asta. Și am înființat o asociație în 2010 și de atunci derulam tot fel de mici proiecte pentru promovarea abilităților persoanelor cu dizabilități, pentru conștientizare, pentru conștientizarea șoferilor care parchează pe locurile special adaptate, pentru a strânge fonduri și să ajutăm situații dificile de copii cu Down pentru recuperare. Și în momentul de față suntem în faza în care vrem să derulăm cu primăria Iași, pentru că am avut ocazia să ajung de anul acesta în Barcelona și am văzut că este cel mai accesibilizat oraș din Europa, adică când am ajuns acolo am crezut că e ireal ce se întâmplă și mi se părea atât de firesc să-i văd pe ei că așa e normal, adică la ei o rampă la trecerea de pietoni e cât lățimea trecerii de pietoni. La noi în ea și jumătate de metru, nu încap cu scaunul prin rampa respectivă. Adică ce ar fi fost să facă o rampă mai generoasă? Adică, sunt lucruri care aparent sunt banale, dar trebuie să le deschizi mintea autorităților și asta vrem să facem, să le spunem, să le deschidem ochii, să facă ceea ce trebuie. Îi văd tot mai deschiși primarul Iașului. Văd că menționează Barcelona în discursurile lui, ceea ce mă încurajează să abordez problema mai de aproape cu el și să facem din Iași și eventual și din marile orașe și din peste tot să se generalizeze lucrurile astea, pentru că unde vreau să ajung, aveam 21 de ani când am avut accidentul, eram în plină putere, eram un băiat super atletic, după munte și văslit prin delta, îmi plimbam prietenii cu barca pe Dunăre, se vedea așa ceva pe mine, un pic de constituție fizică generoasă. După 3 luni de terapie intensivă am cam pierdut totul, a rămas acolo la Bagdazar tot. Și realizez atunci că viața chiar e fragilă. Într-o secundă ți se poate întoarce tot universul. Și acum, ca să ajungem la partea motivațională, chiar trebuie să priviți fiecare zi ca pe un dar. M-am descoperit și oricum dinainte eram așa o fire mai contemplativă, că urcam pe vârf de munte și stăteam înainte să plecăm și fotografiam mental toate peisajele, parcă era cumva predestinat că toate peisajele care mi-au rămas imprimate în mintea mea mă ajută acum să mă încarcă. Nu sunt supărat pe nimeni că am trecut prin accidentul ăsta, cât mă bucur câte am făcut înainte de a avea accident. Și după scriind pe blog mi-au scris foarte mulți. Deci eu eram printre primii. Eu când am avut accidentul am crezut că sunt singurul care a pățit așa ceva. Și am zis că nu pot fi atât de mulți. Când m-am dus la Felix și am văzut ce e acolo, bine, eu tot eram tot cel mai grav, dar a fost incredibil. Și oameni derutați, debusolați, în diverse poturi sociale, care n-aveau ocazia să citească, să informeze.
acum poate dau detalii mai puțin confortabile. Ținea o sondă urinară câte 7 săptămâni, când aia se schimbă la 2 săptămâni. Deci știi chestii care, cum să spun, la noi nu există o educație civică în sensul ăsta, o educație sanitară, o educație. Și de asta am și participat la proiectul Nicolete, pentru că caut să scot la lumină în fața anumite probleme cu care mă confrunt. Din nou, revin la ideea că într-o secundă ți se poate schimba viața și nu e ok să te gândești acum, cunoscându-mă pe mine, că bă, și mie s-ar putea să mi se întâmple. Dar e bine să prețuim ceea ce avem și să ne solidarizăm atunci când cineva strigă că are o problemă și că a fost ca voi și acum sunt în situația asta și am nevoie de sprijinul tuturor să susțină proiectele noastre ca să avem și noi o viață activă, să putem și noi să ne plimbăm pe stradă liniștiți, să nu... E foarte rău când se întreabă lumea de ce sau prejudecata mare este, una din prejudecățile legate de persoane cu dizabilități este că domnule, și trăiesc drama, nu preiesc din casă. Sunt toți. Ori dacă s-ar trezi toți în Barcelona cu dizabilitate din România, ar zbura pe străzi și s-ar duce în Barcelona și în Londra și în multe țări vestice unde există infrastructură, sunt foarte vizibile persoanele cu dizabilități. Și atunci, bine, e un întreg ecosistem aici, atunci persoanele cu dizabilități își doresc mai mult de la viață, își pot căuta chiar un loc de muncă, se integrează, nu ajung să stea pe seamă pe spatele statului, cum își imaginează statul că asta vor oameni. Nu, vrem să trăim și noi cât se poate de frumos, cât se poate de activ, printre altele cu joystick-ul cu care lucrez pe laptop, am învățat în toți anii ăștia să fac grafic. S-a angajat cu carte de muncă 8 ore pe zi la Societatea Ornitologică Română ca grafician. Deci se poate. Dacă... Adică, ce să spun? Să... Repet, să susținem, să ne solidarizăm, să fim o societate mai unită. Și asta ar trebui să învățăm cu toții, să dăm o mână de ajutor acolo unde cineva se străduiește să schimbe ceva în societatea noastră și ieșiți în natură. Da. Aceștia oameni sunt tot oameni și erau tot oameni și înainte și că oricare dintre noi cu sunt de situație poate să aleagă către ce direcție să se îndrepte, cu zâmbete sau nu. Și chiar discutam cu Alex și numai la serii de la ea și am rămas cu ceva în minte că a tot insistat pentru că la casa de asigurări din Iași nu era rampă și a tot insistat să se facă una. Și mă gândeam că ea a ieșit și mă gândeam pentru noi, poate el spune că e un proiect mic, poate e o modestie sau nu vrem să ne lăudăm cu astfel de lucruri, că na, o să zică lumea că ne-am trezit și noi acum vorbim. Dar vă dați seama ce se întâmplă pentru persoana cu dizabilități din mediul rural, care ajunge în oraș și are nevoie de un card de sănătate și nu are cum să intre în clădirea aia, care nu are acces la laptop, care nu are acces la site, la telefon, la... Adică, totuși, să faci ceva în circumstanțele în care ești, de care se pot folosi și ceilalți oameni, e foarte generos și poate nici nu știi care e impactul, dar eu știu. Eu deja, dacă îmi permiți, am trecut de latura soft, de a le cere să facă o rampă sau ceva, am apelat direct la inspecția socială, s-a făcut anchetă la CSE, Eu n-am dat toate detaliile, s-a constatat încălcarea legii pentru drepturile
2007, când am intrat în Uniunea Europeană, trebuie să fie conform cu rampă. Și corespondența mea cu ei prin sesizări și reclamații durat vreo 2 ani, s-a schimbat un director la CSE și acum avem și rampă și parcare pentru persoane cu dizabilități. De ce nu am... La un moment dat ajungi să treci peste toate, scuze că vorbesc cu spatele, peste toate cele zice, lasă-mă, așa e la noi. Dar de ce am ajuns la reclamații? Pentru că mi-a ajuns cuțitul la os, cum ar veni. Am venit să depun un dosar pentru dispozitive medicale și nu mi s-a permis să intru în curtea instituției, deși nu avea o rampă și eu cunoșteam deja toate problemele. Un gardian cu țigara în gură băga capul în mașină la noi și zicea, nu vezi că aici vă parchează barosanii de la CSE. Și nu s-a mai putut, adică am zis că trebuie să facem ceva și am mers pe... Și zic că asta e un lucru pe care îi încurajez pe oameni să nu treacă indiferenți pe lângă nedreptățile care li se întâmplă, pentru că indiferența asta costă pe termen. Adică trebuie să... La un moment dat, la Julius Mall, toaleta persoană cu dizabilități era garderoba femeii de serviciu. Acolo avea toate soluțiile, cărpele și așa. Am făcut și acolo o sesizare, cât se poate de diplomată, că dacă ești agresiv și încurajezi și pe oameni să fie diplomați în sesizările lor. Și m-a sunat după 2 săptămâni directorul de la Julius Mall și mi-a spus, vă mulțumim că ne-ați scris, că ne-ați semnat la problema, noi nu știm de situație, o să facem tot posibil să se remedieze. Deci, atunci când luăm atitudine, chiar există șanse să se și remedieze ceva. Da, așa e, Alex. Și eu n-am intrat în toate detaliile, dar mă bucur că tu ai făcut-o, n-am pus-o dat foarte mult din casă, i-am lăsat pe această posibilitate. Da, asta este o altă lecție importantă, să nu abandonăm armele cât suntem încă pe câmpul de luptă. Pentru că ne ducem, spunem odată, dacă am văzut că nu se rezolvă nimic, putem să trăim cu amărăciunea pe ăștia, cum n-am făcut nimic, să ne bate în gura degeaba sau nu, și să suferim, să-i lăsăm și pe ceilalți să sufere. Și nu e vorba neapărat să arăți pe cineva cu degetul că face o nedreptate, ci e vorba să accesibilizezi accesul și deschiderea la mintea mai multor oameni. Și, bineînțeles, asta ne aduce și bucurie. Pentru că atunci când îți dai seama că ai ajutat pe cineva, dacă ești cât de cât în contact cu inima ta, trebuie să simți acolo, nu? Că s-a încălzit. Și sunt foarte bucuroasă că Alex a acceptat să participe în proiect și că a venit și la ea și aici. Și spunea Alex de ideea aceasta că atunci când luăm contact cu o poveste sau o persoană care a trecut prin ceva mai greu, devenim mai recunoscători. Și eu aveam ideea aceasta în cap când am pornit proiectul și de asta am și pornit acest proiect, să arăt lumii că, da, nu suntem doar happy, happy, joy, joy pe social media, avem și greutăți și, da, se poate și trece dincolo de ele, dar mai ales că și persoanele care au trecut prin dificultăți foarte mari au o viață fericită în circumstanțele nou create. Și asta, bea mie, mi se pare esențial, că... Da, nu e vorba doar să mă bucur că eu sunt bine acum, neavând X, Y, Z problemă, ci că și dacă aș avea-o, nu dispare. Bucuria, deși pe moment este foarte greu sau va mai fi greu, de acolo cât timp ne mai rămâne pe pământ, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne separăm de emoții pozitive sau de optimism sau de oamenii care ne înconjoară, să ne izolăm. Și mai și o persoană care a trecut prin momente foarte grele, Bianca Vral, și pe care vreau să... Hai, au trecut amândouă prin... Da, era Cosmina, da. Știi, eu i-am dat ei primei interviuri, dar l-aș publicat pe al tău primul. Le-am dat interviu în aceeași zi, în aceeași încăpere, dar pe rând. Și în capul meu a fost că Bianca a fost prima, dar a fost și negeră, că în carte a apărut Cosmina. Așa era, da, nu e nicio problemă, pentru că în momente grele a fost și la Cosmina, nu vă închipuiți, adică... Da, o să las pe Cosmina să vă povestească de ce a luat parte la acest proiect și cum a trecut ea de momentele dificile.
dificile și uitați-o cât de frumoasă astăzi. Mulțumesc. Bună seara, numele meu este Cosmina Grigore și povestea mea poate nu este într-atât de emoționantă. Da, chiar asta am concluzionat cu toții când ne-am întâlnit eu la ea și mi se părea că povestea fiecăruia este foarte simplă și foarte banală și prin povestea noastră se poate trece foarte ușor, că normal noi am trecut prin ea, dar este mult mai greu să treci prin poveste ca Bianca, ca ta sau ca ta, deci nu, este complicat. Mă gândeam când vorbeai că în viață este vorba despre ce poți să faci tu pentru tine într-un moment greu și ce poți să facă ceilalți pentru tine. Și în momente de genul acesta, se întâmplă culmea, că tu poți să faci foarte multe pentru tine despre care nici măcar nu-ți imaginai că le poți face și că te poți mobiliza cu niște capacități absolut extraordinare, atât de mari capacitățile acestea, încât, deci izvorul este atât de profund, e ca o pânză freatică foarte bună, pe care o accesezi forând așa cu durere, e atât de mare încât, într-adevăr, te-a pus să încurajezi pe ceilalți. Pentru că, când spuneai, eu am aminte că și eu vorbeam cu ai mei și le ziceam, eu o să fie bine, eu chiar nu știam, nu aveam nici cea mai vagă idee cum o să fie bine, dar eram ferm convinsă că o să fie bine și îi încurajam și eu de asemenea. Deci este important ce poți să faci tu pentru tine și ce poți să facă ceilalți pentru tine și ce poți să-i lași tu să facă pentru tine. Pentru că e important să treci de ideea de... Mie la un moment dat mi s-a spus, acum este momentul... Mi-era rușine să primesc bani, mi-era rușine să cer bani, că aveam nevoie. Și mi s-a spus, nu, e momentul să accepti, știi? E momentul să accepti pentru că va veni momentul în care și tu vei da. Și am ținut minte lucrurile acestea. Așa, povestea mea, pe scurt. În 2013, ca orice om normal, eram căsătorită cu un copil, cu job, foarte multe lucruri de făcut, eram foarte ocupată, cu multe planuri de viață, cu multe planuri legate de job și ne pregăteam să plecăm într-o vacanță când m-am dus la... făcut pentru prima dată în viața mea ecografie de sân. M-a chemat în acea zi și pentru o mamografie și mi-a dat diagnosticul de cancer de sân. Aveam 27 de ani, cu ultimul fetița mea avea 3 ani la momentul respectiv. Nu mai fusesem niciodată diagnosticată cu cancer până atunci, deci nu aveam nici cea mai mare idee ce aș putea să fac în această circunstanță. Scrisesem însă despre cancer și așa mi-am și cunoscut povestea noastră, cred că prin 2008-2009, cam așa, da? Când, pentru că eu lucram în, cumva, tangențial sistemului medical de sănătate și anume organizam conferințe medicale și Nico era jurnalist pe sănătate la momentul respectiv. Vin dintr-o familie de cadre medicale, adică mama mea e sistem medical, tatăl meu era medic, am crescut practic în spital, deci cumva permanent am fost tangențial sistemului de sănătate, deși am problemele din diverse surse. Fusesem și eu pacient de suficient de multe ori, dar nu pacient diagnosticat cu cancer. Și ce știam despre cancer era că ești diagnosticat, se caută, se tot caută de ani de zile și se investește în cercetare și în ce se mai întâmplă ca să găsească acel medicament. Știu că mi-am scris la un moment dat un articol și știu așa cumva cum arăta încăperea de la Carlos când am scris și mă gândeam, uite bun, ăștia încă cercetează, încă încearcă să găsească acel medicament miraculos, unde s-o găsi medicamentul ăsta miraculos. Și cam asta știam, că ești diagnosticat cu cancer, nu s-a întâmplat să găsească medicamentul miraculos, deci în principiu trebuie să faci chimioterapie, să-ți cadă părul și la un moment dat să mori. Cam asta era imaginea pe care eu o aveam legată de cancer. Și cumva lucrurile au fost... Na, eu nu sunt o persoană care respectă regulile foarte mult și mulți ani am fost blamată pentru lucrul acesta, numai că mă bucur foarte mult că nu sunt așa, pentru că atunci când se întâmplă o situație, caut să găsesc o soluție inovatoare și cumva așa am încercat să găsesc și în situația mea, adică am ascultat anumite reguli, dar nu în totalitate. Și atunci am făcut în felul următor, am avut operație de sector care a confirmat diagnosticul, apoi am avut operație de mastectomie, adică în momentul acesta nu am, pentru că am ales să nu fac reconstrucție, adică nu am sânul stâng. Și apoi am făcut radioterapie.
și am refuzat, pentru că așa am decis eu, chimioterapia și hormonoterapie. Adică nu am vrut să fac chimioterapie și nu am vrut să fac nici hormonoterapie, pentru că între timp am schimbat radical stilul de viață, am schimbat alimentația și unul din motivele, acum o să vă dau din casă, unul din motivele personale, foarte personale, pentru care am ales să nu fac chimioterapie era că din punct de vedere emoțional, deci din punct de vedere sanity, nu eram absolut deloc ok. Cum probabil cum am observat că sunt marea majoritatea pacienților. Și m-am gândit așa, că pot să fac eu mama chimioterapiei, mă va rezolva sau nu din punct de vedere fizic, pentru că un efect advers al chimioterapiei este cancerul și un alt efect advers al chimioterapiei este moartea. Când scrii, când semnezi lista, în momentul în care începi tratamentul cu chimioterapie, semnezi pentru chestia asta că îți asumi aceste două efecte adverse, printre altele, mutații genetice și alte lucruri. Și m-am gândit că aș putea să fac mama chimioterapiei, mă va rezolva sau nu din punct de vedere fizic, dar cu siguranță nu avea cum să fie leac pentru dezordinea pe care o simțeam în interior. Și atunci am zis, am făcut așa o negociere cu doamne, și am zis, hai să lasă-mă puțin să mă ocup de partea asta și după aia, dacă e cazul, facem și chimioterapie. Momentan am 5 ani de la diagnosticare, nu a fost cazul, la Domnul să testez chimioterapia și sunt foarte recunoscătoare pentru asta, dar am luptat foarte mult. Și am schimbat foarte mult și am început să citesc extraordinar de mult, să mă autoeduc pe vremea mea, ca să zic așa, când am fost diagnosticată. Încă se mai găseau oameni care să nu mai vrea să stea aproape de mine pentru că se gândeau că poate se ia. Erau oameni care considerau că dacă nu faci un anumit tratament și nu ești obedient până la capăt și cumva îndrăznești să ai grijă și de ce simți pe interior, există riscul mult mai mare să mori. În timp am învățat că lucrurile stau cu totul diferit și că nu există neapărat o regulă, că regula o dai tu participând foarte responsabil la diagnosticul pe care l-ai primit. Pe scurt, am schimbat extraordinar de multe în stilul meu de viață, în modul în care am grijă de mine pe interior și pe exterior. Și m-am schimbat destul de mult și din plan fizic și din plan emoțional. Întotdeauna sunt și vor veni, ai spus chiar și tu la un moment dat, pentru că nu se termină niciodată greutățile emoționale sau descoperirile astea lăuntrice în care ne mai împotmolim din când în când, dar nu e nicio problemă, pentru că atunci când vii din greu, știi că ai trecut prin Valea Plângerii și ți-e mult mai ok să treci prin toată Valea Plângerii, pentru că faci altfel cunoștință cu ce găsești pe acolo. La un an după am avut o fractură de col femural, știți bătrânele care arată așa? Așa arată, da. Am avut o fractură de col femural, adică mi-am pus 3 șuruburi aici în bazin, că nu știu că tot omul m-a plimbat cu rolele, asta mi-a fost un păcat capital și am plătit pentru el. Și uite că m-am găsit la pat. Adică și fără sân, și slabă, și întunsesem părul pentru că trebuia să mă apuc de chimioterapie, dar nu m-am mai apucat, adică m-am decis cu o zi înainte, deși mă tunsesem așa periuță ca să nu trec prin tot chinul prin care cade părul și mai departe. Și eram acum cu la chestie pupăză și la pat și imobilizată și de aștept eu, aveam 2 mâini acum. Și m-am folosit, chiar că m-am și folosit de ele, că mă gândeam când ai vorbit. Așa, dar eu mă aoleam, adică nu-ți imagina, nu te cunoșteam la momentul respectiv, să fiu cu bunțin și să nu mai zic nimic. Am plâns 2 săptămâni, ceas, mă jeleam, stăteam în oglindă și plângeam de milă, Doamne, ce mai plângeam de milă. Și mă revoltam și așa mai departe. Și după aia m-am spus că e o părticică acolo în mine care a fost așa, e într-un fel, ea, nu știu cum să pot descriu, dar foarte recunoscătoare că este. Și părticica asta m-a lăsat să plâng de milă și după aia mi-a pus o întrebare. Ce crezi tu că am putea să faci un util dacă tu stai la pat și dacă ți-ți place să scrii? Și ai învățat toate lucrurile astea de la cancer și ai zis, știu, o să mă apuc să scriu despre un site pentru pacienții cu cancer. Credeți voi din 2014 și până acum că e gata site-ul pentru pacienții cu cancer? Nu. Dar între timp m-am bucurat de altele.
Și m-am apucat să scriu și în română și în engleză texte pentru acest site minunat în care le transmiteam pacienților ce am învățat eu de la diagnosticul cu cancer și uite cum m-am poziționat și uite ce am făcut și uite ce am învățat și uite ce terapie există. Și eu, când am ales să nu fac chimioterapie, să nu vă imaginați că am ales așa, că nu sunt chiar găină, negociez foarte mult și mă informez foarte mult și stăteam și vorbeam cu doctorii și întrebam, ok, facem chimioterapie, da? Și chimioterapia asta pe care eu o fac după operație, după radioterapie, că am făcut radioterapie, să sterilizăm zona, am scos tot ce se putea scoate, toți ganglionii, adică teoretic am dat totul afară pe vremea mea, că era abordarea că atunci când faci cancer este o boală localizată. Era pe principiu, am scos tot, stai liniștit. Și îmi tot spuneau că ok, am scos tot, dar e posibil să fi plecat o celulă. Și întrebarea mea era, celula asta, așa, cum e ea, mică, cu toată aparatura asta super sofisticată în care mi-a explicat că facem radioterapie, dar nu mi-afectează inima, dar ca de un eu fix pe lângă inima, așa, nu puteți vedea niciune celula asta, cumva? Și îmi spuneau că nu. Eu intuitiv întrebam despre o analiză, un test genetic care se numește acum și este prezent acum și în România și se numește măruntare celule stem tumorale circulante, care nu știam la momentul respectiv și care ajută foarte mult atunci când vrei să faci un tratament sau pe partea de monitorizare. Și în timp, citind foarte mult pentru că nu mi se spuneau foarte multe informații, am ajuns să le aflu și v-am zis, am ajuns în punctul în care Doamne, Doamne m-a ținut la pat și m-a pus să scriu. În ideea de a mai departe lucrul ăsta. Și atunci, în 2014, fiind eu la pat scriind, am primit un telefon și era o tipă care fusese și ea diagnosticată cu cancer și nu știa ce să facă. A doua zi trebuia să înceapă chimioterapie. Și am stat noi de vorbe, am povestit tot ce făcusem, tot ce schimbasem și nu am... i-am spus ok, orice vei decide, nu vrea să facă chimio și vrea să vorbesc și de vorbă cu nebunul care nu a făcut chimio. Și să vadă cam cum gândește fata respectivă. Și am stat de vorbă 3 ore, am plâns amândouă și așa mai departe. Și a doua zi dimineața mi-a dat mesaj și mi-a spus că a făcut chimioterapie, este absolut oribil. După o săptămână mi-a scris din nou și mi-a spus, te rog frumos, din ce să fac să scot chestia asta, că nu vreau să mai continu. Andreea o cheamă și este mâna mea dreaptă în asociație, pentru că împreună, alături de mama, de soțul meu și de încă o altă prietenă, am format în timp Asociația Immunist, pe care o conduc acum, Asociație pentru Pacienții cu Cancer. Deci așa a început, de la telefonul acela, așa ne-am împrietenit eu și cu Andreea. Și ce a urmat a fost așa că o dorință tot mai mare de a mă informa și de a mă certifica și o ambiție tot mai mare de a învăța să pun lucruri pe care le fac în continuare, de a învăța să pun cap la cap simptome pe care le au pacienții care vin și să-i învăț odată care ar fi fost potențialele cauze și automat cum să poată să-și reclădească noul traseu de viață, nemai trecând sau nemai făcând chiar toate greșelile pe care le-au făcut înainte, pentru că sunt destul de multe. Însă, cu toate astea, apropo de stanitin, și unul din motivele pentru care am decis să spun da proiectului Unico este că niciunul dintre noi nu suntem ok emoțional. Și nu suntem ok emoțional în fiecare clip a vieții noastre. Și nici viața nu este o dreaptă, este o sinusoidă continuă, cu suișuri și coborâșuri, de acum ești cu mezuri și așa mai departe. Și e foarte important să vezi exemple de diverse tipuri și să știi că dacă ceilalți au avut acest izvor, v-am zis, pânza asta freatică la care ajungi la un moment dat, e clar că e și în tine, că suntem făcuți din același material, deci trebuie doar să ai încredere și să vrei să faci lucrul acesta. Ulterior, lucrurile au curs absolut de la sine. Am început să lucrez cu pacienții cu cancer, m-am certificat ca tehnician nutriționist, acum m-am certificat și ca instructor de pilates și vă zic un secret. Motivul a fost ca să-i prind. Da? Că poți să-i prinzi odată la nutriție, când zic că vor să schimbe așa, și după aia poți să-i mai prinzi când vor să facă sport. Ca să-i înveți să se anything. Pentru că, de fapt, problema este pe partea de psihoemoțional, pentru că într-un pacient standard și într-un pacient rebel, singura diferență între care moare, care trăiește, este ce alege să facă cu psihoemoționalul lui și cu tot ce se întâmplă în interior. Și exact este valabil în absolut orice diagnostic, în absolut orice circunstanță, pentru că așa se face diferența între cum alegi să te lupți cu toți demonii pe care îi ai în interior, să îi accepți și să îi ordonezi așa puțin și să le spun stați așa puțin, nu veniți cu toții grămadă, le luăm pe rând și vedem fiecare care cum ce putem face. Apropo de ce poți să faci din durere și cum te ajută și forța extraordinară pe care o are durerea
de a te ajuta să transformi. Am vrut să ajung la tot mai mulți pacienți, că nu mi se părea suficient faptul că doamna doctor care m-a diagnosticat mi-a oferit oportunitatea să lucrez cu pacienții exact la clinica unde am fost diagnosticată, în calitate de patient coach, adică ghidez pacienții din experiența de pacient, da? Adică de la pacient la pacient și îi învăț să reducă partea asta de confuzie și partea de disperare. Și acolo unde nu știu, desigur, trimite mai departe. Și am început o caravană prin țară, în caravana noul pacient, în ideea de a avea o nouă abordare asupra cancerului, asta integrativă, da? În care învăț și rolul meu în diagnostic și rolul pe care l-au toți ceilalți terapeuți și specialiști. Și am reușit să fac această caravană și am ajuns undeva la peste 20 de orașe în țară. Am făcut de aici școala pentru pacienți, am făcut grup suport lunar și multe alte proiecte care îi motivează pe pacienți să se schimbe și mă bucur foarte mult acum când văd că îmi povestea o pacientă care lucrez acum la Pilates, are dublă mastectomie și face radioterapie tot la Ametist unde am făcut și eu și îmi spunea că acolo acum este nutriționist. Ori pe vena mea eram singura nebună care se ducea cu smoothie-ul și așa. Acum este nutriționist și un nutriționist din care gândește foarte ok din câte am înțeles și că inclusiv ea vrea să le propună să se creeze acolo un centru de recuperare unde să se facă kineto, unde să se facă pilates și toate lucrurile pe care și ea a descoperit. Sunt foarte, foarte, foarte mulți alți pacienți care sunt diagnosticați acum cu cancer și care refuză unele terapii cu care nu sunt de acord, fac unele terapii, învață să integreze, învață să-și schimbe stilul de viață, alimentația și mă bucur foarte mult că știu că am fost motor și unul din motoarele acestei schimbări când vine vorba de mentalitatea, când vine vorba de cancer și la fel am vrut să le demonstrez femeilor că poți să rămâi feminină și dacă îți pierzi un atribut al feminității și am făcut și o campanie în acest sens, Feminitate după cancer și ideea este că trebuie să, indiferent ce ți se întâmplă în viață, trebuie să știi că ai tu o forță interioară de a face niște lucruri pentru tine și toți ceilalți oameni care vin în viața ta au și ei o amprentă extraordinară asupra cazului tău și tu le iei și ca un alchimist așa le transformi și devii exemplu și dai mai departe pur și simplu. Pentru că altfel nu văd de ce viața ar fi avut atât de mare încredere în noi cât să ne dea viața. Adică mă gândesc foarte, dacă viața a avut încredere în mine să-mi dea, să fiu în viață, adică ea să se manifeste prin mine, ea nu are cum să fie altfel decât pentru acest lucru, nu? Ca să demonstrăm că se poate și că e foarte frumos să fii în viață și viața este despre a fi trăită și nu doar despre probleme, nu? Bine, vă mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc lui Nico extraordinar că m-a făcut să fiu parte din familia Sanything și că am cunoscut oameni absolut minunați. Mă gândeam că astăzi seara nu o să mai plâng, dar nu mai am putut să liniștit. Mă gândeam că n-am și șervețele. Da, nu mi-am învățat lecția, îmi pare rău. Vă mulțumesc din suflet și sper să dați mai departe mesajele noastre și să le transformați orice situație s-ar întâmpla în viață. Nu mi-am învățat lecția, dar așa am împărțit un șervețelea și cu tine, ultimul pe care l-aveam în geantă. Și chiar când a început Cosmina să vorbească și am văzut că se emoționează, a picat așa tavanul pe mine și am zis, oră, șervețelele sunt bucătărie. Dar a fost drăguț încât să nu pară tare rău că nu le-am adus. Spunea Cosmina că a venit cu o nouă mentalitate asupra cancerului. Vă închipuiți că unul dintre motorurile ei este lasă cancerul să te vindece. Sună nebunește așa când au auzit, adică cum să te vindece, dar nu ăla te-a îmbolnăvit, adică ce Dumnezeu. Și apropo de ce spunea Cosmina de emoțional, da, am pornit acest proiect pentru a vorbi despre greul nostru emoțional și cum ieșim din asta și cum gestionăm și ce facem și cine ne ajută și ce nu ne ajută. Spunea Bianca că ar trebui să fie 11 poveștia mea. E un adevăr, pentru că și eu am trecut prin multe situații dificile în viață și momentan lucrez cu copii și adulți pe parte de gestionarea emoțiilor, comunicare, inteligență emoțională și învăț cum să le gestioneze și cum să-și schimbe perspectiva asupra lor. Și nici eu nu m-am gândit vreodată că aș putea să fac astfel de chestii în paralel cu proiectul meu de jurnalism sau de voluntariat.
Dar zilele trecute am făcut pentru prima dată o meditație ghidată cu o fată care nu putea să își dea seama de ce este atât de rușine de ea și eu consider că nu, ce spunea Cosmina, să fim nu totdeauna ascultători lecturilor, nu putem să lucrăm după tipare. Toată lumea, avem niște șablane, ne-am pregătit niște informații și gata, ea le citește, le aplică de acolo. Și ce am făcut? Am închis ochii și am coborât cu o torță în stomacul ei și am văzut și noi ce are acolo pe porcane, etichete cu rușine și mi-a dictat o foaie A4 de motive pe care n-am putut niciodată până atunci să le acceseze. Și eu cred că a găsi soluții care se potrivesc persoanei tale sau persoanei pe care o ai în față este o dovadă de dragoste. Numai așa putem să ajutăm. Degeaba îi spunem unui om, asta trebuie să faci sau asta e bine pentru tine, trebuie să vezi ce se potrivește fiecăruia și poveștile acestea nu sunt povești pe care să le luați mot-a-mot sau ca sfaturi, ci sunt povești în care să vă oglindiți și să vedeți ce răsună în voi și care parte vi se potrivește și pe care o puteți inventa voi și ce soluții mai puteți aduce voi acestor probleme de care ne lovim sau de care ne bucurăm apoi că ne-am trezit prin ele. Și apropo de asta, spunea odată cineva, când a venit într-un spital, era o bătrânică, că ei este tare frică de medici și de spitale și că ea nu vrea să vină și fata ei a venit așa foarte senină lângă ea și zice, mamă, nu vezi că stai spital privat, arată ca la hotel, despre ce spital vorbim? Adică ăla era un hotel, pur și simplu, punct, acolo s-a oprit discuția și atunci mi-am dat seama că da, când tu nu simți o emoție, ție nu ți este frică, ție nu ți este greu în spital respectiv, nu ești tu pus sub semnul întrebării, te uiți la celălalt și zici, hai că nu e chiar așa de grav sau hai nu te mai agita atâta sau... Dar de fapt, dacă te conectezi puțin cu el și îți dai seama care e greu prin care trece el în momentul acela, ajungi să cobori și în subsolul în care s-a băgat și să luminați împreună. Și Bianca s-a băgat în multe suflete de mămici și de tătici și de copii de aici și de sus și acum nu mai are cum să-mi spună că nu vine. Nu mai am nicio loc. Da. Portită de scăpare. Ce este Bianca Braș? Bună seara. Trei scaun? Sau stăm în picioare? Nu, cred că dacă s-au dus nu mai văd persoane din spate. Nu mi-am pregătit absolut nimic, nu știu ce vreau să spun. Da, eu sunt în situația un pic ingrată pentru că, deși, așa cum a spus și Liviana, nu vreau să am aroganța că mă știe toată lumea și că știe toată lumea povestea, dar povestea mea a fost destul de mediatizată în 2008, deși experiența mea care mi-a schimbat viața a fost în 2007, încât sunt șanse să știe mai multă lume care este în sală despre experiența mea. Nu vreau să intru în detalii pentru că nu vreau să plictisesc și nu vreau să... știți, anii ăștia din 2008 încoace, de când am tot apărut pe colo și am scris și am apărut și în emisiuni, tot timpul am avut sentimentul ăsta, vai, iar vin și iar spun același lucru, iar sau să nu se plictisească de mine. Dar problema este că, din păcate, pentru că România este în continuare pe primul loc la mortalitatea infantilă, este nevoie în permanență să se vorbească despre nevoia de a fi alături de părinții care pierd un copil. Pentru că este o realitate zilnică. Sunt sute mii de părinți care trec prin pierderea unui copil și, din păcate, societatea noastră, de toate eforturile pe care le-am depus, încă nu este... nu este ajuns acolo unde mi-am dorit eu la început. Sigur că s-au făcut schimbări foarte mari până să mi se întâmple mie. Pentru cine nu știe, în caz că este cineva aici care nu știe, în 2007 ar fi trebuit să aduc pe lume al doilea copil, o fetiță, Emma Nicole, era numele și este numele ei. Așa a fost să fie, ca inimioara ei să se oprească cu câteva zile înainte de naștere. Moment în care am căzut și viața mea efectiv s-a schimbat cu 180 de grade. Iar la vremea aceea, așa cum a pățit și Alex, nu exista nimic. Am încercat să găsesc informații, să înțeleg stările prin care treceam, pentru că treceam de la râs la plâns, aveam senzația că am înnebunit.
încercam să aflu dacă mai există cineva care e ca mine și nu exista. În limba română nu exista nimic. Nu existau cărți, nu existau broșuri. Atunci mi-am comandat din străinătate niște cărți și citindu-le am realizat cât mă ajută și am zis că trebuie să scriu și o carte. Ca și Cosmina. Mi-am propus să scriu o carte, nici până ziua de astăzi nu am apucat și tocmai i-am spus Liliane că va trebui să vin la ea ca să mă urnesc să scriu o carte. Mă rog, ar trebui să scriu câteva cărți, pentru că s-au întâmplat mai multe lucruri pe atunci în viața mea, despre care voi povesti, nu în seara asta, la momentul potrivit. Cert este că da, sunt foarte mult de spus, nici nu știu către ce să mă duc. Ideea este că nu era nimic. Toți, nu era absolut nimic, dar asta e că sunt multe idei pe care, multe mesaje pe care vreau să le transmit și nu știu care să încep și ca să nu mă repet. Am reușit cumva să schimb ceva. Am spart un subiect tabu, avem în sală pe cineva care mi-e martor, am fost la... poate, mă rog. Te-am descoperit, ca să zic așa. Da, am fost la... am susținut o fel de conferințe la MOA și am încercat să le fac să înțeleagă cât de important este felul în care se poartă cu mamele în spital atunci când se întâmplă, pentru că este modul în care sunt tratate în prima clipă, practic marchează felul în care, sau drumul pe care merg spre vindecare. Pot să rămână blocate în suferință sau pot să plece din spital cu vaga alinare că cineva le înțelege și că va fi bine la un moment dat. Procesul meu a durat mai mult, poate, decât în la alte persoane, pentru că eu m-am implicat, am simțit nevoia să ajut și alte mame, pentru că trecând singură prin asta, familia mea nu a știut să-mi fie alături, nu le reproșez acest lucru pentru că nimeni nu i-a învățat. Prietenii mei n-au știut să-mi fie alături, nu am găsit pe nimeni care să-mi fie alături, practic singurul care m-au ajutat au fost cărțile. Și atunci m-am gândit că dacă mai sunt persoane în România care nu au acces la internet, care nu cunosc limbi străine, care nu au posibilitatea să-și comande cărți din afară, să scriu și o carte. Ca să scriu o carte și ca să aflu un feedback, sau, mă rog, să primesc mesaje, cu greu am acceptat ideea și am făcut pasul să apar în public. Se întâmpla la 9 luni, după ce am trecut 9 luni, am ținut-o pe Emma Burtică, după 9 luni am ieșit în public. După ce am apărut, în decurs de câteva zile, 2-3 zile, am primit peste 1500 de mesaje din România, care m-au determinat să vreau să fac mai mult decât să scriu o carte, pentru că era dramatic ce citeam, cum erau tratate mamele și copiii născuți fără viață, aruncați la coșuri de gunoi și folosiți pentru experimente și, în fine, nu vreau să vă amărăsc cu imaginile astea. Dar mi-am dat seama că le-am făcut mai mult și am făcut un ONG fără să știu cu ce se întâmplă. E, faptul că eu am făcut acest ONG și am reușit să schimb anumite lucruri. Acum, dacă dai în căutare pierderea sarcinii, copil născut fără viață, se găsesc să se deschid sute, poate, nu știu dacă mii, dar multe, multe, multe articole. Însă eu am rămas prinsă acolo, pentru că am comunicat de fiecare dată, m-am regăsit în povestea fiecărui părinte și asta m-a ținut pe loc. Însă, pe de altă parte, am învățat și m-am bucurat de fiecare dată și mă bucur în continuare, organizez de atunci lunar grupuri de sprijin. Este fantastic să vezi cum vin mame plânse și îndurerate și în grup acolo se întâmplă așa o magie, un felul în care se desfășoară totul, ca la final să plece cu zâmbetul pe buze. Și ne îmbrățișăm îndelung, asta este e un lucru pe care vă sfătuiesc să-l faceți cu oricine, oricând, să îmbrățișați strâns și lung, este un medicament. Viața mea a fost cu suișuri și coborâșuri, s-au mai întâmplat și alte lucruri grele, însă știu că puterea este în mine. Și este în fiecare dintre noi. Și chiar dacă treceți prin momente foarte grele, în care simțiți că nu mai puteți, că nu mai vedeți acea luminiță de la capătul tunelului,
gândiți-vă, cel puțin așa fac eu, în momentele alea mă gândesc la cei cărora le este mai greu decât mine. Gândiți-vă la Alex. Gândiți-vă la oricine are o situație mai grea decât a dumneavoastră. Și nu uitați că cel mai important este că nu sunteți singuri nicio clipă, pentru că este Dumnezeu. Dumnezeu este acolo, cu noi, lângă noi, mereu. Și eu de acolo mi-au puterea. Eu știu că și atunci când sunt, când mă simt singură și părăsită de prieteni și nu sunt băgată în seamă și nu primesc sprijin pe care mi-l, de care am nevoie, vorbesc cu Dumnezeu. Pe mine, toată experiența mea de viață m-a dus de la o puștoaică care spunea, eu ne pot face de toate, eu nu sunt atee, mă băteam în piept, am ajuns să fiu atât de credincioasă și să iubesc pe Dumnezeu atât de mult și să vorbesc cu iubire despre Dumnezeu, pentru că știu că, într-adevăr, zilnic, fiecare zi este un dar de la Dumnezeu pe care trebuie să-l prețuim. Fiecare lucru mic care îți se întâmplă bun este un dar de la Dumnezeu. Și eu mă bucur că Nicoleta m-a căutat să fac parte din acest proiect foarte frumos. Și, într-adevăr, să știi, la următoarea carte pe care o scrii, neapărat să spui și povestea ta, pentru că pentru că ai multe de spus. Și fiecare are o poveste de spus. Și este ușor să plângi de milă. Este cel mai comod să plângi de milă. Mai, nu mai pot, mie mi este cel mai greu. Trebuie depășită zona de confort. Trebuie să te uiți dincolo de greu și să realizezi că, de fapt, acel rău care ți se întâmplă este, de fapt, un dar în spatele lui. Pentru că vine ca să te ajute să te descoperi, să te dezvolți, să devii mai bun, să devii mai frumos și să ajuți și pe alții. Iar acest proiect asta face, este un, cum spunea cea care a scris în, profesoara care a scris în prefață, că este un manual de supraviețuire. Sunt exemple de care te poți agăța atunci când îți este greu. Alex, mi-a venit o idee din ce vorbeai, tu ar trebui să mergi în licee, ar trebui să ai o emisiune la televizor sau să apari măcar la televizor și să devii, pentru că este fenomenal ce reușiți să faci. Adică sunt oameni care merg cu două picioare, au mâini, au cap, se mișcă și cu toate astea sunt handicapați, pentru că nu sunt în stare să-și depășească fricile și tu ai reușit atât de multe și faci atât de multe încât jos pălăria. Da, să știi că o să vorbim și o să văd cum fac, vreau să te duc neapărat, măcar într-o emisiune, să apari și pe la licee. Este foarte important pentru că cei din ziua de astăzi sunt rătăciți, nu știu ce să facă, se simt pierduți, n-au modele, ori tu cred că ai fi extraordinar de bun pe asta. Uite, ți-am mai dat o temă. Nu sugestie, dar de mult să știi, la licee mi-am gândit deja, cu zona Iașului, chiar vrem prin asociație să... Super. O să vin și la București, uite, ai dat tot drumul până aici, sigur o să mai faci. La fel și Cosmina, la fel și Diana și toți ceilalți care sunt în carte și Nicoleta, sunt pur și simplu niște exemple. Demonstrează că suntem oameni, suntem la fel, da? Nu suntem cu nimic mai superiori. Doar că am fost scoși un pic și ne-am fost puși în față. Am fost pus aici să vorbesc, dar fiecare are o poveste, fiecare are ceva de spus, fiecare poate ajuta pe cineva. Noi toți suntem și profesori și elevi în același timp. În permanență, de dimineață până seara. Trebuie doar să îl regăsim pe Dumnezeu, să regăsim iubirea și tot ce face, să facem cu iubire și cu dorința de a ajuta. Pentru că atunci când ajuți pe altul, de fapt, ajuți pe tine. Pe mine asta m-a ajutat foarte mult. Faptul că am dat un sens, faptul că am ajutat, am spus atunci, dacă ies în public și ajut măcar o mamă,
să nu se simtă singură, atunci moartea fetiței mele a căpătat un sens. Și a făcut pielea de lină pentru că a căpătat un sens, într-adevăr. Am ajutat nu doar o mamă, ci foarte, foarte multe mame, inclusiv care au venit și m-au strâns de mână și mi-au spus că au vrut să se sinucidă, dar pentru că m-au auzit pe mine, n-au mai făcut-o. Eu am fost la un pas de sinucidere, eu mi-am dorit să fac cancer, pentru că nu mai îmi doream să trăiesc și cu toate astea am rămas, sunt aici și Dumnezeu știe de ce. Când vi se întâmplă ceva greu, să vă întâlniți de ce ne-a dat Dumnezeu asta. Înseamnă că e acolo, în spatele a ceva greu, care acestei lucruri care mă seacă acum, este ceva bun. Luați lupa, faceți ochii mari, cercetați, căutați în voi, uitați-vă în sus și rugați-L pe Dumnezeu să vă ajute și o să vă ajute. Negreșit. Nu scăpați! Nu scăpați! Uitați așa! Nu știu dacă încăpem chiar toți, dar... Încă una... Mulțumesc foarte frumos, vă îmbrățișez pe toți și să ne revedem cu bine la alte proiecte frumoase ale coletei sau ale oricum de aici din sală. Să ne invitați! Da, dați-ne un semn, a fost la voi de examen. Da, mulțumesc tare mult, Bianca. Eu de fiecare dată mă emoționez și de fiecare dată, deși e, cred că a patra oară deja când ne vedem, sunt cu aceleași emoții mereu. Spuneai că ți-a fost foarte greu să vorbești, dar când ai făcut-o, ai dat de un alt univers în care ai ajutat oameni. Și eu văd greul acesta de a vorbi în persoanele cu care lucrez și care vin în cabinet și care, mai ales când vine vorba de rușine sau de lucruri pe care le regretă, pleacă așa ca acum pământ și preferă să nu vorbească despre asta, dar greutatea pe care o poartă nu e invizibilă. Dacă ignorăm, nu înseamnă că nu există, nu? Și ce vreau să vă spun e că și eu, la un moment dat, am fost pusă să fac o listă a lucrurilor de care mi este rușine cu câțiva ani în urmă. Și eram așa foarte închisă la momentul respectiv și mi se părea, nu, că povestea mea n-are niciun sens, acum, mă rog, n-ar putea să învețe nimeni din ea și că toată lumea are ceva mult mai bun decât am eu și că ce rost mai are să mai vorbim și despre lucruri de astea pe care eu oricum știu că le am și că sunt urâtă pe scurt. Și am scris acea listă, bineînțeles mi-a fost foarte greu și foarte greu să primesc dragostea persoanei care a citit motivele ulterior, care nu mai putea de râs și ori mai putea de plâns. Și vreo două zile nu voiam să văd și eu o coleam și se ținea Skype. Și după acel exercițiu sau experiment așa în care vie, mi-am dat seama că sunt foarte, foarte eliberată. Este vindecător să povestești ce se întâmplă cu tine. Pentru că te conectează la alți oameni, pentru că ți-arată că ceilalți nu te resping așa cum crezi tu sau dacă te resping nu sunt oamenii tăi, vin mereu alții. Și este ceea ce încerc și eu să îi învăț pe oamenii cu care lucrez. Sigur că nu o să vorbim acum cu toți în gura mare pe stradă, dar ne putem crea un cerc de persoane de încredere cu care să facem asta. Da, sunt și momente în care ne ajută să nu vorbim. Pur și simplu simțim că e mai în regulă să stăm acolo în cochilia noastră până când trecem sau ne facem energie. E foarte bine să fie și din acelea, dar eu consider că și pe noi ne ajută mult mai mult și putem ajuta și noi la rândul nostru dacă deschidem cutia Pandorei și lăsăm coșmarurile să vină la suprafață și să ne dăm seama că diavolii aceia despre care vorbea Cosmina n-au atât de multe capete încât să nu mai avem noi unul și să nu plece de la noi. Așa că și eu, când am venit în București cu această lansare, deși nu aveam foarte multe cunoștințe aici, dar mă bucuram în sine că ne vom întâlni cu cei pe care îi cunoșteam și cu oamenii din carte și se vor întâlni și între ei, ne-am zis de la început că n-am să-mi pun așteptări mari și chiar dacă proiectul a ajuns și a luat amploare, nu e wow sau cine știe ce n-ar putea să facă oricare dintre voi, dar mi-am pus același gând în minte despre care vorbea Bianca, da, dacă vine o persoană aici nouă și chiar veche și rezonează cu ceva din ce s-a spus sau învață ceva, este ajutat în vreun fel sau poate da mai departe toată povestea proiectului sau a cărții, sau chiar în inima lui se produce o schimbare despre care nu vorbește, atunci eu sunt un om câștigat.
și fericit și toată lumea e. Și de fiecare dată simt emoția asta colectivă care se adună într-o sală și parcă stă să spargă pereții și geamurile și stau și mă uit de unde mai poate veni aer. Dar la sfârșitul fiecărui eveniment în care ne găsim împreună și în care, deși am vorbit despre lucrurile astea, eu le cunosc, le-am scris, tot mi se par inspiraționale și motivante și așa mai departe, îmi dau seama că mă bucur foarte tare că nu m-am oprit și că nu ne-am oprit. Ca orice persoană cu greutăți și am trecut prin momente depresive și am avut gânduri de sinucidere și eu am trecut de la tot ce făceam înainte la totul altceva și iar am revenit. O să vedeți în prefață cărții, un an jumate m-am retras într-o mănăstire. Adică au fost multe momente și multe etape în care nu găseam sensul sau nu mai vedeam sensul. Și dacă e o lecție pe care am învățat-o și cu care aș vrea să rămâneți așa, e că sensul nu e un universal și nu este un veșnic. Sensul și-l găsește fiecare în fiecare etapă a vieții lui și oricând putem căpăta alt sens și oricând se poate schimba etapa și sensul din ea și persoanele care ne dau sens și așa mai departe, pentru că, de fapt, noi ne-l construim. Nu are viața ceva cu care vine din prima și zice trebuie să mă descoperi neapărat că altfel ai ratat toate șansele de a mai fi pe acest pământ, ci nu viața zice și vine și zice transformă-mă. Fă ceva cu mine. Și dacă o avem, înseamnă că cineva sus, jos, unde vreți voi, are încredere că putem să facem asta. Important e să credem și noi și să nu ne oprim. Pentru că sanitating de aici vine, e o idee de sănătate, o idee de însorire, o idee de continuitate pe toate planurile. Și tind să cred că deși ne-a invadat așa și ne-am invadat cu tehnologie, asta, într-un fel sau altul, ne aduce și mai aproape. Pe cei care mai vrem să fim conectați uman și emoțional, pentru că ne dăm seama cât de distanțați suntem uneori. Și asta am încercat să fac, așa că vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați venit și că ați stat și ne-ați ascultat. Și dacă aveți întrebări, simțiți-vă liber să le adresați mie, invitaților, suntem încă aici pentru dumneavoastră. După această sesiune, dacă vor fi întrebări sau vă mai doriți să mai facem prezări, cine va dori să ia cartea, ne vom muta în încăpere de alături, costul este de 25 de lei, luminița o să mă ajute, treceți întâi pe la ea și apoi pe la mine dacă vreți să vi le semnez, cu mare drag. Așa că acum eu vă las pe voi să vorbiți, că am tot vorbit. Doamne! Ajuns, am aterizat, zic, nu se poate. Și la sfârșitul zilei în care, da, eram capabilă, mi-am făcut treaba, am luat job, nu era ca și cum n-aș fi putut, dar mă simțeam foarte pustiită și foarte dezrădăcinată și dezumanizată. Toată ziua căutasem în baze de date, scrisese chestii și mi se părea așa că totul se depărtează de mine și că de unde eram eu în contact cu oamenii înainte și cunoșteam față în față, acum s-am dus să stau închis într-un birou cu un laptop să lucrez pentru un client, pur și simplu nu n-avea sens. Și m-am dus ca să mă convinc că n-are sens, că uneori nu ne ascultăm intuiția. Dar a fost bine că m-am dus, pentru că altfel aș fi rămas așa cu semne de întrebare cât să mă învăț să nu mi le mai pun apoi. Și între timp, bineînțeles, din seara aceea, am început să arunc vorbe în stânga și în dreapta, că eu vreau să cunosc oameni despre care vreau să scriu povești, nu știam pe ce o să le pun, nu știam cum o să fie. Și într-o săptămână mi-am făcut singură un site, mi-am făcut singură pagina de Facebook, aveam deja primele două povești înregistrate, începeam să tot contactez oameni. La început m-am gândit cât mai multe, adică o să vină câte vin, atât
putea pune. El fiind și un proiect de voluntariat și mai având și eu o persoană, Oana Nechifor, prietena mea, care mă ajută cu filmări și fotografii, că am vrut să fie totul cât mai credibil și pe site să găsești și filmulețe și poze, așa. La un moment dat și ritmul era foarte alert și oamenii spuneau, dacă stai pe lună chiar n-apuc să le citesc pe toate, și atunci am redus la una pe lună, una, două pe lună, dar în principiu una, și am mers așa câteva luni. În octombrie anul trecut l-am început, deci este TVA, i-am tăiat moțul pe 27 și în un moment dat, tot văzând că oamenii scapă informația, cum spuneam și la început, și că proiectul totuși a continuat timp de un an, nu știu cum, s-a dus, am zis, haide să facem un pas mai departe și să punem aceste povești, primele 10, într-o carte. Noi continuăm, adică mai sunt povești care au mai apărut de când am dat manuscrisul la editură și o să mai fie. Și, da, ce facem? Continuăm proiectul, publicăm lunar cât se poate o poveste. Am încercat să atragem oameni din categorii diferite, adică am căutat cât se poate până la un punct să nu fie poveștile similare, subiectul de bază să fie din diverse problematici, ca mult mai multă lume să rezoneze, dacă ia cartea din cele 10, cumva să aibă mai multe șanse să se oglindească într-o latură. Și asta aici încercăm să facem și în continuare, dar vom mai reveni la anumite problematici, pentru că e firesc, ele se repetă în viață, nu se întâmplă doar unei persoane. Dar cât se poate am acoperit subiecte diferite. O să avem în continuare abordări de la persoane care au trecut prin probleme diferite și care au reușit să iasă din asta sau să nu se oprească. Sperăm să urmeze și alte volume și alte lansări. Ne-am dorit să facem o serie de povești, să nu fie doar acestea 10, dar sigur că viața ne va arăta dacă râde de noi sau nu. Și momentan avem un partener pe partea juridică, Asociația Excelență pe Portativ. Nu am înființat încă o entitate juridică strict pentru proiect, pentru că nu știam exact unde o să ducă și eu ca și Liviana am zis, hai să visele că sunt suficiente așa, dar mă gândesc la aspectul acesta în ultima vreme și că dacă vreau să trec mai mult și pe partea de înființarea unui centru de suport emoțional, clar va trebui să atrag fonduri și pentru asta este nevoie de un alt tip de abordare și de alte acțiuni, inclusiv caritabile, inclusiv de mediatizare și așa mai departe. Mie îmi place să vină lucrurile organic și natural. Cred că oricât îmi pun în cap, dacă ele nu sunt din același pază, nu se așează. Așa că sunt deschisă și în același timp depun eforturi pe partea mea să duc proiectul mai departe. Dar am învățat să fiu flexibilă și să-i dau voie și lui să se ducă în ce direcții dorește, pentru că, cum am spus, au fost aspecte la care nu m-am gândit într-o mie de ani, cel puțin că o să stăm câteva ore împreună și în București și și o să plângem și o să râdem și o să ne conectăm unii cu alții și, da, doream asta, dar nici eu nu vizualizasem cum va fi când se va întâmpla sau cât de intens va fi. Și mai ales că au fost persoane care ulterior mi-au scris că au citit cartea și au fost ajutate sau că li s-a părut foarte inspirațională o poveste și că mi se pare foarte, foarte fain proiectul. El de-abia de acum, cred, începe să fie cunoscut, pentru că n-am băgat deloc în promovare absolut nimic. Adică tot ce am promovat a fost așa, experiența noastră împreună. Și tind să cred că va fi un proiect în care ne vom cunoaște tot mai mulți și vom mai fi împreună din când în când. Asta e ce sper eu. Viața, vedem unde ne duce. Cum se numește site-ul? Sunnyting, cum se aude, sunnyting.com. Este și pe Google, dacă dați, sau după numele cărții, sau după numele meu găsiți. Pe Facebook, Sunnyting Project. Project, da, project. Dar are hashtag-uri, are de toate, adică îl găsiți. Mai ales după evenimentele de la aici, de la București, a apărut mai mult. Sunt acolo date de contact, sunt puse numere de telefon, adrese de e-mail, dacă vreți să împărtășiți ceva, dacă nu îndrăzniți acum să întrebați ceva, o să puteți face asta în privat, fără nicio problemă, sau dacă vreți să ajutați o persoană din experiența voastră, contactați-mă și rezolvăm. Sunt deschis.
și oportunităților. Deci proiectul cu siguranță va continua, rămâne de văzut în ce direcții se va mai duce. O întrebare mai am. Fiecare persoană care a vorbit în seara aceasta a menționat că la un moment dat a simțit nevoia să scrie. Sunt curioasă dacă fiecare dintre dumneavoastră ați avut opțiunea asta pentru că, într-un fel, și Nicoleta v-a adus la oaltă având aceeași pasiune sau dacă pur și simplu scrisul e o formă mai încărcată sau nu știu, sau care descarcă mai mult decât orice altă formă de comunicare. E terapeutic. Mă gândesc că sunt multe forme de comunicare, scrisul fiind una dintre ele. Poate un fotograf se exprimă mai ușor din fotografie, dar îmi seama să fac speriu. Da, scrisul e terapeutic, cu siguranță, și nu doar te descarcă emoții, dar te ajută să-ți clarifici foarte tare lucrurile cu tine. De multe ori avem senzația că avem o poveste sau că avem ceva de spus sau că totul e mintea noastră. Știu, am trei cărți în cap. Până nu te apuci să pui primele cuvinte pe hârtie, nu se întâmplă. Iar în momentul în care procesul ăsta începe, el o să înceapă superficial. E ceea ce se cheamă scara activității. Avem tendința să tragem concluzii, să vorbim în termen general, să ne ducem spre finalul experienței și să uităm punctul de plecare. E, scrisul ne ajută să ne ducem acolo, în profunzime. Să luăm fiecare treaptă pe rând, să ne punem întrebări, să ne dăm explicații și să atingem punctul ăla în care probabil că altfel ne-ar fi mult mai greu să ajungem. Scrisul ajută, da, cu siguranță scrisul ajută. Nu doar pentru că te ajută să spui povestea mai departe, cât te ajută să cauți în tine și să explorezi zone pe care probabil că altfel n-ai putea să le atingi. Altfel n-ai putea să le atingi. Eu pot să spun din experiența mea cu ONG-ul, organizația EMA, am creat un site foarte bogat cu foarte multe articole, chiar mă rog să-l intrați să citiți. Am creat și un forum unde mamele pot să interacționeze. Mă rog, acum din ce în ce mai puțin, pentru că fiind Facebook-ul este mult mai facil. Ceea ce este băgat, pentru că pe forum era o atmosferă mult mai caldă, mai intimă, mai plăcută. Dar ce pot să spun, că mamele au acolo fiecare o poveste a ei. Intrau și spuneau prin ce au trecut. Și celelalte mame începeau să răspundă și să se creau o compasiune extraordinară. Și de-a lungul timpului puteau să se întoarcă, să vadă evoluția emoțională, felul în care se vindecau. Scrisul face lucrul ăsta. Și efectiv și eu după ce am scris povestea, scuze-mă că s-a acum după ce mi-am scris povestea, mi-a luat cam o lună de zile să mi-o scriu și ziceam. Pentru că nu puteam. Scriam în rând, mai strângeam 3 zile, mai scriam jumătate de pagină, mai strângeam încă 2 zile. Foarte, foarte greu a fost să retrăiesc prin ce am trecut. Și după ce am apărut și am publicat-o, este scrisă cu greșeli. Adică am mai scris-o singură dată. Am publicat-o în 2008 pe site-ul meu. Și de atunci am avut curajul să o mai citesc, acum câțiva ani doar, și am constatat câte greșeli sunt și zic, aoleu, mai de cap nu mă fac de râs, m-am făcut de râs. Dar mi-am dat seama cât de departe am ajuns. Și scrisul are această calitate. Mai face ceva scrisul, iată mă că te obligă să fii onest. Da. Te obligă să fii sincer și te obligă să spui lucrurile pe față. Da. Pentru că la un moment dat te vei întoarce la ele și atunci primul care s-a pune întrebări să fii tu, cum ai fost tu când ți-ai citit povestea. Da. Și asta e un exercițiu de onestitate și de căutare. Eu am încercat să scriu jurnal când eram puștoarcă, dar tot rămâna mi-a fost teamă că dacă vreau să scriu, dacă de cineva de el. Și ce rău, ce ne facem? N-am scris. La mine l-a găsit. Dar eu simt când scriu mamelor, când le răspund, sau chiar și pe Facebook, când am putut o postare de asta așa de corazon și mă duc acolo în mine, îmi dau seama cât de bine îmi face. Și nu numai că îmi face mie bine, dar primesc mesaje. Ce bine mi-a picat mesajul ăsta, parcă la momentul potrivit. Și da, scrisul, nu știu acum, vă luați o G.
cunoscut după aceste dorințe sau după punerea în practică a dorinței de a scrie, poate și că am rezonat la un anumit nivel și că ne intersectăm cu oameni, mă rog, de o vibrație, de o energie, de o dorință anume. Dar cred că noi știm instinctiv ce să facem ca să ne urmăm procesul de vindecare. Și pe mine m-a ajutat foarte mult scrisul, atât scrisul despre alții, poveștile lor, pentru că într-un fel sau altul era și posibilitatea ca eu să respir fără să vorbesc în nume propriu, dar eu știam, cât și scrisul despre mine. S-a vorbit despre mine și despre ale mele cu o persoană față de care, să zicem așa, nu eram foarte pregătită. Și apropo de ce spunea Liviana, că scrisul practic te readuce la esență, la momentul de pornire și de onestitate, eu vorbesc foarte mult despre proiect, despre ce fac eu, despre persoane cu care mă ocup și lucrez și așa mai departe, dar tot prin scris, când mi-a pus cineva întrebarea care e povestea ta, mi-am amintit că povestea mea e că părinții mei sunt alcoolici, fac proces de recuperare din când în când, că mama abia după foarte mulți ani, recent a fost diagnosticată cu tulburare de personalitate și pe fond depresiv, după ce noi toți din casă trăisem iad pe pământ, fiindcă acum era bine, acum nu era bine, acum era ea, acum nu mai știai cu cine vorbești și când mergea la medic era ea și era bine și toată lumea nu știa că n-ai nimic și te întorceai acasă și îți venea să nu mai intri. Și mi-am amintit că de acolo am plecat și mi-am amintit că toată viața am încercat să-i salvez și mi-am pus cumva viața mea pe pauză și am făcut tot felul de lucruri pentru ei și creșteau dezamăgirile și frustrările și speranțele și era un întreg proces toxic de victimizare, persecutare și tot felul. Dar în același timp am înțeles dinamica copiilor de părinți alcoolici, am înțeles dinamica părinților alcoolici care sunt copii de părinți alcoolici și așa mai departe. Am înțeles cum funcționează relațiile acestea, dependența de persoane, dependența de a-i salva și toate chestiile, astfel încât și eu trecând la rândul meu prin grupuri de suport și prin terapie, să pot să ajung să vorbesc despre povestea asta abia de anul acesta. Deci după ce am început eu proiectul și au început oamenii să mă întrebe, da, să ne întreb pe noi, de asta este noi și noi pe tine la întrebări. Pentru prima dată am realizat că eu n-am fost întrebată niciodată despre lucrurile acestea sau n-am putut să vorbesc decât cu persoane foarte apropiate și că habar n-aveam cum să... Eu mereu pun întrebări, adică despre ce vorbim, să mă întrebe cineva pe mine era partea a doua. Și nu mă gândisem, dar se pare că mă descurc aici. Cred că am învățat din toată experiența asta foarte mult, astfel încât atunci când lucrez cu persoane care au trecut prin experiența aceasta, să înțeleg fără prin prea multe cuvinte, emoțiile, stările prin care trec, de ce au anumite gânduri, ce au anumite porniri nesănătoase și să pot să-i ajut. Și în același timp să pot să învăț să îmi iubesc părinții dincolo de așteptările mele ca ei să fie oameni sănătoși sau vindecați și să-mi dea mie ce am eu nevoie ca și copil. Și să-i văd ca oameni separați care trec prin ale lor și care poate și-ar dori și ei să fie mai bine, dar nu le iese uneori sau alteori le iese și avem momente fericite. Și să las viața să-și spună povestea în sufletul fiecăruia dintre noi, pentru că nu sunt eu Dumnezeu și chiar dacă aș vrea să fac un bine cu forța, nu faceți că nu merge. Dar vorbiți despre ale voastre, că atunci așa altul binele din asta. Și scrieți. Scrieți pe orice, pentru că atât emoțional ne ajută, cât și chimic. Se descarcă foarte multe substanțe în noi, atât care contracarează cortizolul, hormonul stresului, da, deci oxitocina, când dăm afară și ne simțim eliberați, contracarează hormonul stresului și odată ieșite mesajele în afara noastră pe hârtie, eventual rupte și aruncate, ca și cum le desprindem de la noi. Și scade colesterolul. Și scade colesterolul, e voilà. Și mânca ce să faci. Da. Apropo de scris, o metodă care este foarte bună și funcționează, sunt scrisurile de iertare. Da. Scrisurile de iertare către tine însuți, să te ierți pentru tot ce ai făcut, ce n-ai făcut, ce ar trebui să faci și așa mai departe. Și mai
cei care crezi că te-au gândit și te-au făcut rău. Au o putere fantastică. Au o putere fantastică și îți trebuie forță să faci lucrul ăsta. Și poate să vă ia și aia o lună de zile până scrieți o scrisoare. Dar faceți exercițiul ăsta. Începeți cu voi, uitați-vă. Cel mai greu. Știți despre Marfi că cel mai greu lucru e să-mi dai singur un picior în fund. Deci, chiar imposibil. Da. Greu e să deci, acarea este primul pas către vindecare. Care este și cel mai greu. Da, și dacă spuneți că la început că este ușor a viatat, dacă vă aduceți înapoi la acel moment sau la acea persoană care v-a remitiat cu misterea și pe spatele, în clipa în care vă duceți în spate acolo și crezând că totul e ok, gata, totul pace, am stat mâna, da, figurativ vorbind, dar este o emoție acolo, înseamnă că nu e. Dacă apare, dacă în continuare este o emoție negativă, vă tulbură foarte tare, înseamnă că nu s-a rezolvat problema. Și trebuie lucrat. Este o muncă... Ca la săpături. Puneți până acolo patru. Merită. Păi, pentru că... fără lucruri de mică și de mare adică. Da, nu, și pe măsură ce ierți și lași în urmă lucrurile care... Da, pentru că noi, practic, dacă ne agățăm de lucrurile care ne dor, ne sabotăm singuri. Nu putem să ne bucurăm de viața noastră de acum, pentru că suntem ancorați în trecut. Și pentru că suntem ancorați în trecut, nu ne trăiesc nici momentul ăsta și ne pierdem și viitorul. Pentru că, practic, îl consumăm gândindu-ne la ce a fost și suferim ca proștii. Nu ne-ar plăcea să știți. A pus cineva la un moment dat întrebarea dacă ne-ar face din aia lobotomie temporală să ne ia partea din creier cu care mai simțim emoțiile, dacă ne-ar alege asta. Și niciun pacient care suferea cu emoții intense n-a răspuns da, pentru că practic ar fi o viață, n-ai mai avea niciun... sens, fără bucurie, fără frică, fără... ne țin în viață. Da, și sensul ăsta este da, asta. Da, nu am să căutați sensul atunci ce vi se întâmplă. Nu să căutați darul din tot ce vi se întâmplă, mai ales în ce este rău. Acolo totdeauna este un bine. Totdeauna. Chiar dacă nu pare. Da. În clipa în care încep să setezi mintea, tot este o chestiune de percepție și de felul în care te poziționezi, da? Ai o problemă. Dacă o vezi așa, apare într-un fel. Dacă te duci așa, începe să fără, stai că este, slăbit tot. Dar trebuie să vezi problema din mai multe religiuri. Și atunci lucrurile încep să se schimbe și încep să apară și soluțiile cumva. Încep să vezi alte lucruri. Deci, dacă nu puteți schimba o problemă, schimbați modul în care percepeți acea problemă. Atunci deja se începe să... Și se schimbă și felul în care vă percep ceilalți. Chiar nu e voie să le trimiteți scrisorile sau ceva, dar vă spun că odată comunicând cu voi despre lucrurile acestea, mesajul se duce mai departe non-verbal. Adică și clar, următoarea dată când veți întâlni cu voi sau cu alții. Și încă ceva de care m-am spus că multe de ce. Dar știți vocea aia interioară? Știți care de mic. Ia n-ai făcut aia. Ne facem praful, suntem noi, suntem proști, suntem în stare, nu suntem... Când vorbiți cu altcineva, cu prietenul cel mai bun, cei din jur ați fi în stare să le spuneți așa cum vă vorbiți? Bun și bun. Nu, dar știți ce să spuneți mai bine este cu ceilalți, viața este... Încercați să le spuneți lucrurile ca să nu îi rănească. Faceți la fel și cu voi. Fiți mai blânți, iubiți-vă. Iertați-vă. Și o să vedeți că viața începe să facă mai bine. Și cu cât o să câștigați abilitatea de a face aceste lucruri, o să fie mai ușor să depășiți momentele și, repet, când este ceva rău, căutați sensul, căutați partea bună, căutați să vedeți din altă perspectivă, cu blândețe, cu răbdare și cu credință. Am multe de spus. Da. Da. Scuze, spuneam că totuși secretul succesului, să spun că trebuie să fie procurorul, că nu am o să ce în viață. Da, nu am secretul, nu trebuie să se ajute ceva. Când
șansă de poate. Și vom avea șansă. Da. Exact asta am spus, vreau să vă zi la 300 și nu mai. Am avut ședință cu băieții și vreau să fac pe așa că o paranteză, dar întotdeauna s-au unit la perioadă cu băieți și eu mai băieții, am spus să depășim zona de confort. Dacă vrei să evoluezi, trebuie să depășim zona de confort și să ai curaj. Te aud că mă știu. Da. Plus că este vorba care se poate adevărat că Dumnezeu nu stă mai mult decât pot duce. Nu stă mai mult decât pot duce. Eu am întrebat, știți cum vă sunt oamenii să plângă? A întrebat prietena Livianei și Andreea la... Dar vindecă. Așa e, las cu și tu... Este cel mai ieftin medicament. Da. Este cel mai ieftin medicament, cel mai la îndemână. Oricum. Să nu vă fie frică să plângeți. Să nu vă fie frică să plângeți. Să nu vă fie rușine să plângeți. M-a întrebat la sfârșitul lansării de la Iași, cum te simți după ce ai făcut atâția oameni să plângă? Pot să spun că bine, fără să pară ciudată? Da, o atmosferă fantastică. Așa aici, dar cred că am simțit emoția și m-am bucurat foarte mult. Bine, acolo am fost și mai mulți, dar da. Și era prima. Și era prima interacțiune, da. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu ne oprim și trecem la sesiunea cu autografe, cine dorește sau la fotografii. Și vă mulțumim tare, tare mult că ați fost alături de noi. Mulțumesc, Cristina, foarte mult pentru găzduire, pentru proiectul frumos pe care l-a dezvoltat aici, pentru Artera și pentru că a citit cartea și a descris foarte frumos proiectul în câteva cuvinte pe site, pe Facebook, în cadrul evenimentului și pentru că ne-am pus împreună.